David Popovici continuă să impresioneze, de această dată la campionatele naționale în bazin scurt de la Otopeni. În finala la 200 de metri libere, Popovici a terminat primul cu timpul de 1 minut 43 de secunde și 6 sutimi, același înregistrat anul trecut în Rusia. Da, e propriul meu record de anul trecut, pe care l-am făcut în Kazan, în Rusia. Probabil că o să-l bat curând, nu e neapărat ceva ce mi-am setat. Dar dacă o să se întâmple, o să-l accept bucuros. David va mai nota la aceste campionate naționale în trei curse, dintre care una, cea de 100 de metri fluture, reprezintă o noutate pentru dinamovist. Am zis mai de mult și mă țin de vorba aceasta pe care am spus-o, că vreau să adaug cât mai multe probe în palmares. Vreau să învăț să fac cât mai multe și să concurez în cât mai multe și așa că știu că sunt un fluturist decent. Campioana mondială și vicecampioană europeană de junior la 50 de metri liberi, Bianca Costea a câștigat doar finala B a probei la Otopeni. Bianca se pregătește în Danemarca pentru mondialele în bazin scurt din Australia din luna decembrie. Condițiile sunt foarte bune în Danemarca. Mă antrenez în două bazine, unul de 25 și unul de 50. Dar, da, cu siguranță, Danemarca este o țară care are notători foarte buni, de la care am foarte multe de învățat. Urmează să am campionatul mondial în bazinul de 25, da, în Australia și doresc să obțin un rezultat cât mai bun acolo.